Da. Alo. Am treabă, ce tot insiști. Tot timpul ai treabă, niciodată nu te interesează de alt timp. Deci dacă m-ai sunat doar să-mi faci morală, putem să vorbim mai târziu, pentru că eu chiar am treabă, da? Dacă tu te duci la spital când te îmbolnăvești? Am reușit să fac analize de sânge și o tomată puțină, dar nu pot să fac aici. Dar sunam pe toată, dar nu răspund de caz obicei, că... Acolo mai sunt și eu. Am făcut ecache, că vreau să fac ecache și aștept ca... Deci m-am dor aici și nu vine nimeni să spună nimic. Sigur e ceva grav. Deci nu zice nimic, pot să fii, te rog. Sigur e ceva, te rog. Da, hai că mă duc să-mi iau rochia și vin, da? Unde spuseai? L-am lăsat aici, că sigur că o să fie casă mai bună. La veterinar? Nu, în școală. Păi mi-ai zis că îi duci la veterinar. Așa ți-am zis. Dar la veterinar mi-i dădea înapoi. Pe când aici îi găsesc copii, îi iau acasă și toată lumea e fericită. Adică m-ai păcălit. Păi și tu m-ai păcălit. Că Mișu e motan și că așa e el doar gras. Și când colo ne-am plăcut casă de pisoi. Ce? Asta e adevărul. Hai că acum trebuie să mergem și la spital, că doar acum puteți urmea să se îmbolnăvească. Ești mai vine la nuntă? Deci o sprijin așa moartea ți-a până de ușă și vine la nuntă. Atât îi trebuie să nu vină.